Bună ziua! Bună ziua! V-am adus înapoi televizorul. Dar abia l-ați luat. Păi l-am luat pentru că dumneavoastră a spus că e reparat. Și nu e? Păi uitați-vă și dumneavoastră la miră. Mă miră. Cercul e pătrat, liniile sunt cercuri, iar punctele sunt linii. Da, ciudat efect. Care o fi cauza? Păi de asta l-am adus. Căutați cauza. De la cauză la efect. Rectificăm de la cauză la defect. Investigații de specialitate cu soluții satirice propuse de Constantin Amariței. Efecte tehnice și piese de schimb muzicale asigurate de Romeo Chelaru. Ați găsit cauza? Un moment să verificăm în schemă. Așa, da. Ia uitați-vă la imagine. E bună, se vede foarte clar. Sunt actorii Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Rodica Popescu, Radu Zaharescu, Ciupi Rădulescu, Ana Vlădescu Aron, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, Dan Mitoșeru, Lucica Zorini, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Aoleu. Ce mai e? Păi ce ați mai făcut, că iar nu se mai vede. Asta nu e de la noi, vă rog, e de la ei. E un efect de regie. Regie artistică, Alexandru Darian. Gata! Puteți să vă luați televizorul. Am găsit cauza, am remediat defectul. Acum, după cum vedeți, merge perfect. Da, văd, dar ar mai fi un amănunt. Care? Televizorul ăsta nu e al meu. Și atunci ce fac? Păi lăsați dumneavoastră televizorul la noi și mai treceți. Vai de mine, păi dar eu vreau să văd meciul. Nu vă enervați, vă rog, vă spun eu cum a fost. Cum a fost? Păi meciul e mâine. E tocmai de aceea, ce rost are să vă uitați la televizor? Vă enervați, îl suciți, îl răsuciți și pe urmă dați vina tot pe noi. Așa, dacă veniți... Când să vin? Când se joacă returul, poate mai avem o șansă. Să nu ieșim din competiție? Nu, să ne vină piesa care trebuie schimbată. La cooperativă. S-a dus să scoate televizorul de la reparat. Păi de o săptămână asta îți spune mereu. Și ce el devine dacă nu l-au reparat? Văd că ai o încredere desăvârșită în soțul tău. Da, pentru că e vorba de televizor. Nu ca tine care crezi basmele pe care ți le spune fănică. Ce basme? Că în fiecare duminică merge la pescuit și nu a adus acasă un singur peștișor. Păi de aceea îl și cred. Dimineața lângă lac pescarul amator își cântă numai pentru el un cântecel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor și pește mult va ridica pescarul amator. De unde vii, fănică? Cum de unde? De la pescuit. Ia vezi ce am în gretușe. Interesant. De data asta ai prins ceva. Pește oceanic. A fumat fănică. Serial autumnal pluvial. Pic, pic, pic. Episodul 1. Alo, Hotel Central. Alo, Hotel Central? Da, vă rog. Aici Alcibiade Protopopescu. De unde? De la București. Doriți să rețineți o cameră? Avem. La etajul 4, una cu un pat și duș, la etajul 2 cu două paturi și camere de baie. Când sosiți? Nu sosesc, că abia am plecat de la dumneavoastră. Și atunci ce doriți?
Doresc să vă mulțumesc pentru ospitalitate, am fost foarte mulțumit, dar să vedeți ce s-a întâmplat, am uitat la dumneavoastră o umbrelă. Nu face nimic. Face, pentru că la București plouă și am nevoie de ea. În ce cameră ați locuit? În camera 214. Îmi pare rău, dar am dat-o. Umbrela? Nu, camera. Păi umbrela trebuie să fie în cameră. Tot ce se poate, dar cheia e la recepție și până nu vine călătorul care a ocupat-o, nu putem intra să verificăm. Și atunci eu ce fac? Reveniți cu telefonul. Vom reveni și noi. Urmarea în episodul 2. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Vasilescu, astronaut. Da, și? Îmi lipsea lampa finală și mi-a promis mandate. E plecat? În cosmos? Nu, după materiale. Ah, perfect. Atunci aștept. Dacă doriți. Mă mai uit eu între timp la un televizor care merge, mai ascult o melodie. De atunci, chiar din primul minut, am și fost reținut. Probabil că-mi plăcut. N-am zdrobit nici cu fizicul meu, nici cu tot ce știu eu, și nici cum am glumit. Și bătrân și copii, plânsul mi s-a, că mă văd doar cântând Mona Lisa. Mai întârzie, Mandache? Da, văd că întârzie. Bine, mai aștept. Nu vă supărați. Da, vă rog. Mandache, încă n-a venit. Văd, dar eu ce fac, mai aștept? Trebuie să vină. Bine, mai aștept atunci. Hai, vino să dansăm, dansul e viața mea. Vino să dansăm, lasă tristețea grea. Om, vino să dansăm, ritmul ne cheamă iar. Vino să dansăm, hei la hei la ho. La ce oră închideți? Peste 5 minute. Și Mandache n-a venit. Da, văd și eu că n-a venit. Spiridoane! Ce-o fi cu Mandache? Păi nu știi, șeful, vine peste o săptămână. Cum, peste o săptămână? Da, 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 păi mai aveam un rest de concediu. Mai târziu, când am dat și la teatru, am intrat primul din 24. Nu au vrut nici pe Hamlet să-l zic, și nici versuri, nimic. Au spus că mă complic. Oh, to be, to be or not to be, mi-a dat unul un si și am ajuns aici. Eu am fost chiar pe stadion, dar am jurat să nu mă mai duc. A, n-am văzut la televizor. Nevastă mea nu știa ce să mai îmi dea, bere sau cafea. Mm. Până la urmă am cerut un antinevralgic și un conec. Da, eu am și răcit. De fapt, și acum mai sunt răgușit, vezi, nu? Ia și tu un sirop cu terie. A, nu, că nu mai pun gura. M-am lăsat și de tutun, da. Serios? De când? De astăzi. Ia dă-mi tu o țigară să fie ultima. A, așa ai spus și săptămâna trecută. Când? Nu știi, atunci când ai greșit bonul acela. Auzi, ce ziceai de bon? Da. Adineori, când scrieai bonul, așa, nu ți s-a părut că persoana aceea se uită insistent la tine? Care persoană? Uite aici în dreapta, bărbatul ăla cu pălărie maro. Se uită cu aceea? Categoric. Poate se uită la tine? E imposibil la mine, nu-l cunosc. Lasă-l, frate, să se uite, ce n-are voi. Și cum spune, mi-a dus cum dată mea niște pește nemaipomeni. Crăpțean, am făcut cu muzdei să slingi degetele. Nu-mi vorbi de pește, că îmi face rău. Ce n-ai voie? Eu n-am voie, păi am fost și duminica la baltă. Și nu ai prins nimic? Ba, am prins, dar nepastă mea l-a dus plocul la socri. De-aia am stat eu cu undița și mi-am făcut nervi. Da, chiar că e nervant. Mă, știe că tu ai dreptate, omul acela la noi se uită. Băi, ce-am spus eu? Și are așa o privire. Ce privire? Foarte ciudată.
Îți faci tu ideea. Ești el un om ca toți oamenii. Unde ai pus bonierul ăla? Că totdeauna mi-l ieși, până mă pierd autobuzul până fac de contul. Uite bonierul aici, eu l-am pe-al meu. Dar nu știu unde mi-am pus pixul. Cred că mi l-a pierdut la micul. Mereu umbe prin lucru, mă, e un dat naibii. Auzi, câți ani are acum? 4, mai e flacon mare. Mă, tipul e foarte ciudat. Așa, văd în oglindă, fii atent, la doi pași de noi. Cred că stă așa nemișcat de cel puțin un sfert de oră. Ei, vezi, ai ajuns la ideea mea. Hai, lasă, cum te știu eu, ești în stare să te duci la el. Nu, e nici chiar așa. Dacă vrea să stea, să stea acolo. Ei, poate să știi, mă, poate afară plouă și așteaptă troleibus. Hai, dreptate, vezi, nu e bine să fii prea susceptibil. Da, din cauza asta m-am și certat cu vecinul de apartament. O să-l dau și în judecă. Ce ți-a făcut? A călcat pe mine, de asta mi-a făcut. Ia-o poveste. Ia, într-o zi. Stai, puțin că se apropie individul. Cum vine mai aproape? Da, taci că te aude. Vă rog, nu vă supărați. Ți-am spus eu că s-a uitat la noi. Aș vrea să vă rog. Cu tine vorbește. E sigur? Nu cred că doar vede că scriu un bon aici. Atunci vezi să treabă. Vă rog, fiți amabil. Aș dori să vă întreb ceva, dacă... Pe mine? Mă rog, dacă se poate. Vă servește colegul meu, că era unul lui. Mi-ai făcut-o. Aș vrea, știți, să-mi arătați și mie un pantof numărul 41. Și pentru asta stați aici de o jumătate de oră? Da, vă rog. Păi de ce n-a spus așa de la început? 41? Da, vă rog. N-avem. N-aveți? Da, n-avem. Mă rog. A plecat. Păi da, mă, bă, sunt nemai pomeniți. Și pe urmă să plâng că suntem nervoși și că nu servim cum trebuie. De să lasă, mă, păi nu te calcă, păi. E, lasă, acum nu mai fiști tu așa sensibil. Că de aceea ai ajuns să te judeci cu vecinii. Uite-l în stație, vezi că am avut dreptate. S-a urcat în autobuz. De fapt a venit numai așa, mă, ca să ne țină de vorbă. Mă, ce oameni. A fost în concediu. Minunat, am avut o cameră foarte bună. Dar închipuiește-ți, abia la nota de plată am observat că avea și cameră de baie. Dragă prietene, văd că ești foarte respectat. Toată lumea te salută, ți zâmbește. E și normal. Fiul meu e centru înaintaș în echipa fabricii. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua. Parcă vă cunosc de undeva. Da, de la televizor. Exact, dumneavoastră sunteți comicul acela care joacă în... Nu, mă cunoașteți de la televizorul pe care l-am adus la reparat. A, da, și nu merge? Nu merge, stă aici la dumneavoastră de 2 săptămâni. Numai de o săptămână, vă rog, o săptămână am fost în concediu. Mă rog, vorba e ce facem cu finala. Păi ce să facem, îi batem. Acum dacă am intrat în finală, totul e pregătirea lotului. Și dacă aveți și condiție fizică, vine pe partea asta. Nu m-ați înțeles, eu vorbesc de lampa finală. Ziceați că trebuie schimbată lampa finală, așa ziceam? Da, care-i televizorul dumneavoastră? Păi, eu de unde să știu, aveți atât aici? Da, dați-mi foaia de comandă, vă rog. Da, mulțumesc, e în depozit, veniți mâine și vi-l facem. Păi de ce mâine și nu azi? Păi nu v-am spus că l-am dus în depozit, numai mine dimineața avem oamenii care cară. Bine, da. Însă vă atrag foarte serios atenția. Vai de mine. Mâine, da. Nu vin. Aoleo. Vin poi mâine. Vă rog să mă scuzați. Probabil pana de la pălăria mea vă împiedică să vedeți filmul. Nu, vă neliniștiți, am tăiat-o. La cinema, la cine, cinema, la cinema, la cine, cinema. La cinema, scopul ăsta e o înghesuială îngrozitoare. Auzi, dacă nu-ți convine, ia-ți film cu ecran mic. Serial autumnal fluvial. Pic, pic, pic. Episodul 2. Ne pare rău, reveniți.
Alo, Hotel Central? Da, vă rog, ce doriți? Aici Alcibiade Protopopescu din București. Doriți o cameră? Nu, doresc o umbrelă. Noi nu ținem umbrele. Ba da, țineți. Țineți umbrela mea pe care am uitat-o în camera 214. Am mai vorbit cu dumneavoastră. Poate ați vorbit cu colega mea, că ne-am schimbat. Se poate. Spunea că e cheia la recepție și că nu poate verifica dacă umbrela e în cameră până nu vine călătorul să-și dea. Da, așa e. Un moment să văd dacă a venit. Da, cheia e sus. Perfect, atunci puteți să vedeți dacă umbrela mea e acolo? Nu vă supărați, dar nu putem. Călătorul a lăsat un bilet să fie trezit la 6 dimineața. Asta înseamnă că s-a culcat și nu putem să-l deranjăm. Și atunci eu ce fac, că la București plouă și îmi trebuie umbrela? Reveniți cu telefonul dimineața. Revenirea-i cu temei. Urmarea în episodul 3. De ce vă urcați la volan sub influența alcoolului? Ați observat și dumneavoastră? Am încercat să merg pe jos, dar nu mă țin picioarele. Și ce-am băut? Un pahar de bere. Are dreptate nevastă mea că sunt foarte influențabil. Am văzut cu ochii mei cum o mașină a lovit un hornar. Da, le mai ajunge drumul. Acum au început să meargă cu mașina și pe acoperiș. Te-am prins! Ce cauți acolo în mărul meu? Nu, nene, nu e ce crezi, matale. Era un măr căzut și m-am urcat să-l pun la loc. Are tata un băiat frumușel și talentat. Are ochi albaștri și vede oricine că băiatul ăsta seamănă cu mine. Eu am nasul și ochii de la tăticu. Eu am moștenit fruntea și bărbia de la bunicul meu. Iar eu pantalonii lui Fane, frate meu mai mare. Are ochi albaștri și vede oricine că băiatul ăsta seamănă cu mine. Are tata un băiat mult dorit și așteptat. În sfârșit minunea s-a întâmplat și are tata un băiat. Bună dimineața! Vasilescu! Exact! Dumneavoastră sunteți cu televizorul acela, astronaut? Da, eu sunt. Mi-a spus Mandache să vin dimineața ca să-l aduceți din depozit. Da, știu, e foarte bine că ați venit. Așa. Avem și oamenii. Bravo. Spiridoane! Da, șeful! Ia vezi tu foaia asta de comandă să aduc aparatul din depozit. Nu se poate, șef. Cum nu se poate? Uite, ai oamenii. Am oamenii, dar nu e Mandache. Aoleu, iar e în concediu? A, nu, pe unde am ajunge dacă am stat tot timpul numai pe concedii? Atunci unde e? Păi nu le-a spus dumneavoastră în turană după amiază. Mitică, ia loc, dragă, ia loc, te-am chemat să ne sfătuim. Da. Știi bine că nu-mi place să iau hotărâri de unul singur, nu? Unde sunt mai multe capete, acolo sunt mai multe păreri și chiar dacă eu am dreptate, răspunderea e a noastră, a tuturor. Nu-i așa? Părerea mea... Știu că ești de acord cu mine, de aceea te-am și chemat. Ne trebuie un nou responsabil la unitatea 13. Nu, că la 13 l-am promovat pe cel de la 14. Exact. Deci la unitatea 14 n-avem responsabil. Ba da, da. Pentru că la unitatea 14 l-am retrogradat pe cel de la 15. Vezi ce înseamnă să ții seama de părerea colectivului. Și atunci care e unitatea fără responsabil? Unitatea numărul 1. E clar. Pentru unitatea numărul 1 ne trebuie un responsabil așa de clasa întâi. Nu merge. De ce, unitatea numărul 1 e pe profil tehnic. Trebuie să aibă studii medii. Nu mai înțeles. Era o figură de stil. Am înțeles. Aveați pe cineva? Nu mai înțeles. Vreau să se termine odată cu această practică de a numi aici la noi tot felul de cunoștințe personale, rude sau mai știu eu ce fel de alte persoane. Ne trebuie criterii obiective. Obiective? Da. În cazul acestui e foarte simplu. Simplu, zici? Simplu, nu e chiar atât de simplu. Știi bine că ne trebuie un om priceput, un om cu multe calități. Da, există o metodă precisă și exactă. Serios? Ce metodă? Facem un concurs. Se prezintă mai mulți candidați, examinăm. Stai puțin, stai, ce examinăm?
Cine adică examinăm? Dumneata și cu mine? Ca pe urmă să se spune că respectivul a avut pile la mine sau la dumneata și de aceea... Păi nu așa. Dar cum? Facem o comisie din mai multe, da? Diferite sectoare, pe diferite specialități. Punem note și... Nu, dragă mitică, nu merge, nu-ți dai seama. De ce? Nu, să imobilizăm atâția oameni să stea în comisie, să-și dea cu părerea, să-și piardă timpul și, în final, de unde avem garanția că, deși a fost comisie, aprecierea nu a fost subiectivă. Omul e supus greșeli, nu? Și pe urmă și examinatul pus în fața unei comisii se intimidează, nu se prezintă la adevărata lui valoare. Dragul meu, trebuie altceva. Altceva mai obiectiv, mai e... Da, am înțeles. Dar ce-ar fi să-l întrebăm și pe Ionescu? Ce rost ar avea? Acum o să ne adunăm toți, să stăm să ne gândim. E clar, dragă, trebuie să acționăm în direcția unei soluții mai moderne, mai eficiente și cu un coeficient cât mai mic de subiectivitate. Ai înțeles? Nu. Bun. Păi e foarte simplu. Facem un test. Un text? Nu text. Test. Testul poate fi scris sau oral, la nevoie și la telefon. Este cel mai modern și mai rapid mijloc de selecție, dragă. Are puncte, e bun, n-are, căutăm altul. Dacă ziceți dumneavoastră... Nu eu zic, dumneata zici. N-ai propus dumneata un concurs? Ba, da. N-ai propus dumneata o comisie? Da, sigur. Păi, nu, vezi, eu am preluat ideea dumitale și am perfecționat-o. Am făcut-o mai științifică, mai practică, mai economică. Gata, mitică, pierdem timpul, gata. Trebuie să facem testul. Hai, testul nimerit pentru omul potrivit. Gata. Păi eu nu m-ai făcut din asta tot. Nu face nimic, te ajut eu. Uite, ți-am adus întrebările, dumneata te duci și formulezi răspunsurile, dar fii atent să fie simple, clare, ușoare de înțeles. Să avem criterii obiective, cum ți-am spus. Testul nimerit pentru omul potrivit. Stai, mai mitică, ce vroiam eu să-ți mai spun eu ție? Uite că și uitasem eu. Exact. De fapt, chestiunea e ca și rezolvată. Omul avem. Testul mai lipsește. Ce e, mitică? Gata, nu mai e nevoie de test. Serios, s-a simplificat și mai mult procedura? Da, s-a simplificat tot. Bravo. Dumneavoastră ați fost numit în subordine, fără concurs. Nu se poate. Ba se poate, se mitică. Poate. Da, a lucrat o comisie simplu, clar și ușor de înțeles, așa cum spuneați dumneavoastră, pe criterii obiective. Am observat un fenomen foarte interesant. Înainte de căsătorie, voi femeile aveți toate o voce suavă, dulce ca o adiere, ca o șoaptă. Iar după căsătorie, vocea voastră devine aspră, dură, tare. E și normal? Păi după căsătorie, mai auziți voi dacă vă vorbim în șoaptă? Stai, Nicen, ce faci? Da, ce credeți, maestre? Pot realiza ceva cu vocea mea? Bineînțeles. Da? Să strigați după taxi. Alo, Pasilescu? La telefon. Aici Mandache de la televizoare. A, dumneavoastră sunteți? V-am telefonat să veniți să vă luați aparatul. E, bravo, în sfârșit. Da, vă rog să veniți urgent, că nu mai putem să-l ținem. Ce-a avut? Nu știu. Păi cum nu știu? Nu l-ați făcut dumneavoastră? Nu l-am făcut încă. Cum, nu-i reparat? Nu e. Și atunci de ce să-l iau? Păi ne mutăm într-un local nou, că nu mai avem loc să depozităm aparatele venite la reparație. Și eu ce să fac? Păi veniți să-l luați, că doar nu o să ne plimbăm după noi cu aparatul dumneavoastră. Se mai defectează? Bine, îl iau, dar cu reparația cum rămâne? Vă dau adresa nouă. A? Îl aduce și în două zile la Vesca nou. Întrebați de Mandache, vă rog. De cine? Mandache! Mandache! Ce face familia Ionescu? Tot așa cum știi, fata cea mare pictează, da? Fata cea mică dansează, da, soția ia lecții de stenografie. Și el? Tot referendoi. Stimate maestre, în încheierea interviului vă rog să-mi spuneți ce va fi următoarea dumneavoastră piesă. O comedie sau o tragedie? Dacă va avea succes, o comedie. Dacă nu, o tragedie.
Atención, 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 atención. Serial autumnal pluvial. Pic, pic, pic. Episodul 3. După care va urma episodul 4. Alo, Hotel Central? Bună dimineața, ce doriți? O umbrelă. Ah, dumneavoastră sunteți... Da. Da, da, de ce n-ați telefonat ieri? Am telefonat, dar am vorbit cu colega dumneavoastră și mi-a spus să sun mâine, adică azi. Ah, da, mi-a spus că persoana din camera 214 a adus umbrela la recepție, puteți să o luați. Prin telefon? Glumiți. Aici plouă, nu glumă. Vă înțeleg, umbrela vă stă la dispoziție, la noi nu se pierde nimic. Bine, dar eu ce fac? Reveniți. Iar la telefon? Nu, personal, avem la etajul 4 o cameră cu duș și la etajul 2 o cameră cu baie. Drama crește ca la teatru. Urmarea în episodul 4. Bună ziua! Bună ziua! Aici s-a mutat cooperativa? Aici, aici, dar încă n-am început lucru. Abia ne instalăm. Mă rog, n-ați început, dar eu aș vrea să las televizorul, că nu mai pot să mă plim cu el după mine. Aveți dreptate, de ce nu vă luați mai bine un câine? E, văd că dumneavoastră vă arde de glume. După ce că stau cu televizorul defect de o lună de zile... E, dar noi ce să-i facem? O fricție, un permanent, să-l tundem, să-l radem. Pe cum, aici nu-i cooperativa de televizoare? Nu, aici e cooperativa igiena. Păi da, mi-a spus Mandache că e noua adresă. Nu, aici e vechea adresă, pentru că am făcut schimb de localuri. Ei s-au mutat în locul nostru, iar noi ne-am mutat în locul magazinului de stufe, care trebuia să se mute aici, dar s-a mutat în locul autoservirii, care s-a mutat într-un local nou. Uf, și eu unde găsesc cooperativa de televizoare? Sunteți decis să nu vă luați un televizor nou, v-aș da o adresă sigură. Nu, al meu e mai bun. Adică, mă rog, dacă îl repară. Iată ce pot să fac pentru dumneavoastră, pentru că îmi sunteți foarte simpatic. Vă rog. Veniți peste 2 săptămâni, când la noi va fi totul pus la punct și îl întrebăm pe Nea Pandele, responsabilul care e clientul nostru. E, bravo, peste 2 săptămâni când se deschide frizeria. Și eu până atunci ce fac? Vă bărbieriți singuri cu mașina de rasă. Spuneți-mi, în familia dumneavoastră a avut cineva până acum vreodată idei fixe? Nu, doctore! Bineînțeles, dacă facem abstracție de soțul meu, care pretinde că el e capul familiei. A, dragă, la noi e un ritm infernal! Închipuiește-ți, am ajuns să bat 100 de pagini în 3 ore! Exact ca la noi, tu! Și în celelalte 5, facem pulovere! Attention, 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 attention. Serial autumnal pluvial. Pic, pic, pic. Episodul 4. Plouă ca și în episodul 3. Bună ziua. Bună ziua. Am venit pentru o umbrelă care a fost uitată aici. Știm, dacă vreți să ne prezentați buletinul. Păi nu, că nu vreau să iau o cameră. Sunt în trecere și... Nu face nimic, dacă sunteți Protopopescu, vă dăm umbrela și vă rog drum bun. Păi nu sunt. Protopopescu mi-este coleg și m-a rugat. Ne pare rău, dar la noi nu se pierde nimic și nu putem să... Mă rog, dacă țineți neapărat, îi dau un telefon să vă confirme. Mărturia telefonică nu se ia în considerație. Oricine poate să spună că îl cheamă Protopopescu și noi nu avem nicio descărcare. Atunci nu mi-o dați. Ne pare rău, trebuie să veniți cu procură legalizată și cu certificatul de proprietate a umbrelei. Urmarea dramei e și final în episodul 5 din serial. Trist.
tale când erai mic erai băiat sau fetiță? Când ești mic, taci și asculți. Asta ți-o spune tatăl tău, care și el o știe de la șeful lui. Eu, dragul meu, am o metodă perfectă de a-mi ține minte numărul de telefon. Serios? Da, uite, fii atent. Dacă știi anul urcării pe tron al lui Richard Inimă de Leu și îl înmulțești cu detronarea lui Filip cel Frumos, împarți totul cu năvălirea gepizilor și înmulțești cu 2. Și este exact numărul meu de telefon. Ai notat? Da, desigur. Reține și tu numărul meu. 4700 radical din 48 supra 7, totul la pătrat, înmulțit cu 3. Pa, și nu uita să-mi dai un telefon. Pe la 5. Mandache, în sfârșit, ce bine îmi pare că te-am găsit. A, Vasilescu, da. Ce mai faci, frate? Cu ce ocazie pe la noi? Păi tot cu televizorul. Cum, iar nu merge? Cum să meargă dacă nu l-ați reparat? E nemaipomenit. Cum de atunci nu s-a rezolvat nimic? E, ce, parcă nu știți? Ne, la noi vin zeci de aparate. De cine ți l-a făcut, omule? Cum? Cine? Adică cine nu l-a făcut? Chiar dumneavoastră? Lasă, dragă, nu te necăji că rezolvăm imediat problema. Mi-l faceți chiar acum? Se face, se face, bravo, se face, bravo. Să văd dacă e cineva liber. Cum cineva? Nu-l faceți dumneavoastră? A, nu, eu am fost promovat șef de unitate, că fostul responsabil s-a transferat la o unitate mai aproape de casă. Spiridoane! Da, vezi, mă, ce necazare dumnealui, are aparatul la noi de o lunădejire și nimeni nu se îngrijește de el. Păi se poate? Așa v-ați învățat să lucrați, dar las că schimbăm noi foaia. Și atunci eu când să vin? Veniți chiar mâine, tu. Mâine? Da, mâine, plătiți acum pentru diagnoză și mâine vă spunem ce are. Bine, dragă, bine, ne-am certat, dar până la urmă suntem doi oameni rezonabili și putem să... Da, și rezonabil! Tu care ți-ai luat pijamaua și periuța de dinți și ai zis că pleci pentru totdeauna din viața mea, din casa mea, din calea mea. Din cauza ta, dacă îmi găseam afurisita aia de pijama pe care niciodată nu știu unde o pui, acum eram plecat din viața ta, din casa mea. Vezi? Acum nici nu recunoști că tu ești vinovat. În loc să-ți cer scuze că m-ai jicălit. Eu ți-am jicălit pe tine, asta e bună. Da. Ai zis că sunt o mimoză nesenzitivă. Așa am spus și te-ai supărat. Ei, cum? Păi asta, dragă, e o adevărată metaforă pe lângă expresia cu care m-ai gratulat tu. Așa. Ai uitat că mi-ai spus pur și simplu cu brutalitate că sunt un egoist? Eu egoist, eu care fac totul pentru tine. Eu care am stat astăzi 4 ore la garaj ca să ai mâine mașină, să nu car varza cu sacoșa. Eu, și pentru ce, mă rog, sunt un egoist? Aș putea să-ți dau 1000 de exemple. A, știu, nu întâmplător cifra asta are o anumită atracție pentru tine. De ce? 1000. Te referi poate că m-ai pus o scodă la ce ca să-ți iei cizme pentru iarnă? Păi și ce, nu vine iarna, nu e logic? Ei, bravo, asta logică, mai zic și eu. Evident, era mult mai logic să-ți iei tu huse de blană pentru scaunele de la mașină. Da, pentru că ție nu-ți pasă dacă eu răcesc, dacă tușesc, dacă mă ia cu junghiu. Chiar ești răcit? Parol! Vezi, și tu vrei să pleci. Unde te duci tu în halul ăsta? Nu vrei să-ți fac un ceai cald? Știu și eu. Hai că în 2 minute e gata. Unde ți-ai pus pijamaua? Pe mine mă întrebi? O, așa e, iartă-mă. Am uitat că le-am schimbat locul în șifonier. Stai să vedem. Aha, uite-o. Hai că ți-aduc ceaiul și o aspirină. Mulțumesc, mulțumesc, tăticu. Vezi, doar ți-am spus că suntem oameni rezonabili. Te deranjează dacă pun puțină muzică? Cum? A, nu, pune, dragă. E chiar foarte plăcut, să știi. Mișule, mă uit la tine de 10 minute. Da? Și ce vezi? Văd un om care citește Sportul. Și dacă vezi un om care citește, de ce nu-l lași să citească? De ce nu vorbești? De ce nu spui ceva? Pentru că eu nu sunt Napoleon, nu pot să fac 2 lucruri deodată. Sigur, spirite, poți să faci. Nu te mai doare junghiul. Acum te pomenești că te-ai îmbubnat. Zău, dragă, prea ești mimoză. Prea senzitivă, dragă. Hai, vezi, vezi. Bine, uite că vorbesc cu tine. Da? Voiam mai de mult să te rog ceva. Ce să mă rogi? Știi nasturile acela de la haina gri? Dar ce le-am cusut, dragă? Exact, vroiam să te rog să-l tai. Să-l tai? Da, acela e de la palton. De la haină ăsta, uite. Ah, dar ești infernal! Eu n-am mai pomenit un om cu atâția nasturi! Bine, dă-l în pace! Am să ți-l cos cu sârmă! Așa îmi trebuie dacă te rog și eu odată în ceva. În schimb, eu pot să te rog mult și bine, că ție puțin îți pasă. De exemplu? De exemplu că n-am ce purta în iarna asta. Chiar dacă ai să mă vezi cu picioarele goale prin zăpadă, n-ai să te înduioșesc, ai un cec în loc de inimă. Dar pentru mașina ai întotdeauna. De ce să-i faci? Cere și ea săraca.
dar măcar cere în tăcere. Și pe urmă, pentru ce crezi că o fac? Ca să nu car tu varza cu sacoșa. Ți-am spus că ești un egoist. În condițiile astea nu mai avem ce discuta. Totdeauna mă jignești, eu plec. N-ai decât, m-am săturat. Foarte bine, bine că măcar ești sinceră. Valiza, periuța. Nu mai avem nimic ce să ne spunem. Ba da, mai am. Unde mi-ai pus afurisita aia de pijama? Că niciodată nu știu unde o pui. La adevărat, unde o fi pijama? Cardinalul era în șifonier. Caut-o, dragă, mai bine. O caut, o caut, o caut. N-ai pus-o în geamantan? N-am pus-o, frate, nu știi că de aceea n-am plecat? Ei, și atunci unde-i? Tanțo, tănțică. Ce? Ca să vezi ce distrați suntem amândoi. Ce? Pijamaua. Ce? Pijamaua. Ce? Era pe mine. Uită. Nu mai plec. Tăticule Matale, ți-e frică de iepuri? Frică de iepuri? De unde mi-ai scos-o și pasta? Atunci de ce iei pușca când mergi la iepuri? Am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar. Wow! Să vânezi trei căprioare, chiar trei, cinci mistreți și un urs polar. Ha, 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 ha! Capitane, văd că avem timp frumos. Da, mare e liniștită. Din păcate, au început să apară iceberguri. Și ce se întâmplă dacă ne ciocnim de un iceberg? O să fie un oarecare zgomot, dar icebergul o să treacă mai departe. Atențion, atențion, atențion! Serial autumnal pluvial. Pic, pic, pic. Episodul 5. Fără final. Bună ziua, am venit după umbrele. Sunteți coleg Protopopescu? Nu sunt Protopopescu, Alcibiade în persoană, poftim buletinul. Da, buletinul e al dumneavoastră, dar umbrela... Și umbrela e tot a mea. Puteți să-mi spuneți cum era? Vă arăt o fotografie. Am aici... Așa. Uitați puțin, așa. Ăsta sunt eu, asta e soția mea și asta de aici e umbrela. Da, da, un moment să facem procesul verbal de predare prin mine. Așa. Vreau să zică Protopopescu, mai jos semnat, am primit de la recepția hotelului central una umbrelă bărbătească, vă rog, aveți răbdare, așa, în neagră. Bună stare, așa. Neagră, vă rog să semnați aici. Unde? Așa, aici am semnat. Și acum pot în sfârșit să intru în posesia umbrelei? Bineînțeles. Colegul meu a plecat azi neasă la București și a luat-o cu el. Cum? Poftim! A luat umbrela mea cu el la București? Bineînțeles. Nu ați spus chiar dumneavoastră că la București plouă? Pic, pic, pic. Post față. Birocratul-i birocrat și morala nu e nouă. Birocratul-i birocrat și când ninge și când plouă. Când e birocrat din fire, chiar de-i vorba de o umbrelă, el tot vrea acoperire. Poate îmi recomandați o carte. Da, doriți ceva ușor? Nu are importanță, sunt cu mașina. Bună ziua, ce doriți? Aș vrea o carte, cum să vă spun, nu știu dacă aveți. Da. O carte în care să fie o parte dragoste și două părți aventură. Totul într-o compoziție meditativă, dar cu arome romantice. Să aibă un umor ușor amar, dar cu final care îți lasă un gust dulce. Păi dumneavoastră căutați o carte de bucate. Gigele, e 9:30 și tu nu ești încă în pat. Ce o să zică tata când o să vină acasă? Lizaveto, gata masa! Ai fost cu minte azi la școală sau iar ai făcut vreo poznă? A, ce poznă poți să faci dacă te ține mereu la colț?
Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, ce plăcere. Îl caut pe Vasilescu. Eu sunt, iar dumneavoastră sunteți Mandache. Mă cunoașteți? Da, v-am studiat schema mai bine de o lună de zile, da. Ce vă doare? Am venit pentru o măseară. Foarte bine, așezați-vă pe scaun, da? Așa că la noi nu se așteaptă, se rezolvă pe loc. Da. Soră, da? Pregătiți pentru operație. N-ar fi mai bine să vin altă dată? Eu nu am timp, știi, mă grăbesc. Da, de ce altă dată? Știu eu, poate îmi trece și fără. Nu, în niciun caz, trebuie să intervenim imediat. De ce să vă purtăm pe drumuri? Mai știi, poate se mută cabinetul și nu mă găsiți. Sau poate veniți tocmai când mai am de luat câteva zile de concediu. Nu, vom rezolva totul chiar acum, operativ. Soră, radiograf, trebuie mai întâi să știu care e cauza. Apoi, pornind de la cauză, vom elimina efectul. De la cauză la efect. Rectificăm de la cauză la defect. Tratamente satirice propuse de Constantin Amariței. Soră, da? Ai adus radiografia? Poftim. Da, mulțumesc, e bună. Cine a făcut-o? Radio, discografii și efectoterapii cu ultrasunete muzicale. Ion Barta. Vă caută urgent de acasă. Da, mulțumesc, dăm receptorul. Alo, da, ce e, dragă? Cum? Iar s-a defectat televizorul. N-are imagine, nu mai sunet. Și ce se aude? Au interpretat Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Rodica Popescu, Radu Zaharescu, Ciupi Rădulescu, Ana Vlădescu Aron, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, Dan Mitoșeru, Lucica Zorini, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Alo, Fifina, nu e defect, dragă, l-ai pus pe radio. Fii și tu mai atentă și nu mă mai deranja, că am aici un caz mai dificil. Am vins toate dificultățile textului. Regia artistică, Alexandru Darian.